Urmează, din punctul meu de vedere, l-am cunoscut pe, urmează Valentin Radu, CEO marketizator. Am avut, abia astăzi am avut onoarea să mă văd cu el. Până acum, mereu, doar prin conferințe, doar până astea. De punctul meu, super sară online-ul în momentul de față, cel puțin îl numesc eu. Valentin Radu este cunoscut antreprenor, experiență de 12 ani în domeniul tehnologiei și online marketingului, cofondator RCA Ieftin, lider pieței de asigurări online în România, CEO la marketizator, prima platformă de optimizare a conversiilor special construită pentru magazine de, magazine de comerț electronic. Să-i urăm un binevenit, domnule. Păi, mulțumesc. Salut, mă bucur că sunteți aici și că suntem aici. Eu nu mă aventurez așa să spun că sigur nu le știai, să știu pe ce, că nu e domeniul meu principal de activitate. Am făcut și eu SEO și PPC. Mi-amintesc prin 2007 așa, când mă enervam foarte tare și intram seara, puneam link-uri, nu știu pe unde, când vedeam că mă iau nu știu ce competitori, era foarte, foarte amuzant. Ok, deci ca să vă spun așa, înainte să intru în adâncime, am început prin 2005 să fac partea asta de web, web design respectiv și branding și nu știu ce. După care am intrat în, am avut un client foarte mic, dar cu foarte mare potențial, actualul meu partener de la RCA Ieftin, care era foarte, foarte muncitor. Și văzând potențialul, piața de asigurări online în continuare foarte mare și foarte la, adică e cam 4% acoperită, e 1,6 miliarde în România. Piața de electronice, IT și nu știu ce, de două, deci nu e foarte departe, e foarte bine acoperită de ceilalți competitori. Am văzut potențial, am intrat în zona asta. Povestea a fost că am făcut tot felul de lucruri multe, cu bugete mici, că nu aveam de unde. Am pornit afacerea cu $700. Și văzând eu că n-am ce să fac, a trebuit să convertesc traficul pe care l-aveam, că ăla era. Și tot jucându-mă cu traficul de acolo, îi tot pistonam pe programatori, pune aici verde, pune aici albastru. Partenerul meu m-a certat tot timpul că el vrea să fie roșu, are o problemă cu roșu. Și fiindcă nu mai aveam ce să fac, am zis, mă, dar de ce nu facem două versiuni? Le dăm la secundă par așa, la impar așa. Și asta am făcut. Și am văzut ce se întâmplă, am văzut ce se întâmplă cu AB testing, după care am dezvoltat o platformă in-house ca să nu mai hardcodeze băieții de la programare, care oricum știți cum este băiatul de la programare, cred, cu toții. Și tot făcând lucrul ăsta, am dezvoltat platforma Marketizator, de care mă ocup acum în principal. La RCA Ieftin sunt non-operațional și se dă drumul la treabă. Primul lucru de care vreau să vă, pe care vreau să vi-l expun este că nu toate căutările sunt egale. Asta este un print screen de la Consumer Barometer. Este un tool de la Google. Câți dintre voi știți despre el? Bun! Mă bucur că știți atât de puțin, de fapt, fiindcă e un tool foarte bun de research, de business research, pentru că aici, de exemplu, ne arată câți dintre oameni fac research pe, printr-un search engine în momentul în care, înainte de a face o achiziție, pe mai multe verticale. Voi vă puteți juca mai mult și cu sex și cu, mă rog, puteți face tot felul de mixuri pentru a face research în momentul în care vreți să vedeți ce potențial are o anumită nișă. Ideea este că vizitatorii fără intenție de cumpărare sunt exact băieții ăștia din partea stângă. Respectiv, search-ul are marele avantaj că există intenție de cumpărare. Exact cum sunt display-ul, în schimb, după părerea mea, eu am băgat foarte mult, am mars, practic, bani în display, destul de mulți, sunt exact ca oamenii ăștia. Tu ai treabă să citești despre faptul că indivizii de la cârma țării își bat joc de această țară, și îți vine unul și îți vinde niște, habar n-am, pantofi sport. Nu există deloc intenție de cumpărare, se arde, după mine, oricum, search-ul este cheia în promovare online, restul sunt doar canale din astea de suport, dacă vrei să faci branding și pentru alte jucării, cumva. Deci, cumva, voi sunteți pe o nișă foarte bună partea asta de search, care sigur va crește foarte, foarte tare și în anii următori. Vorbeam mai devreme că știu pe un tip care a venit la mine acasă să repare geamurile, termopan. Reparații termopane, număr de telefon acolo pe AdWords, a venit băiatul, 40 de ani,
L-am întrebat, dar cum îți faci trader? Păi fac eu, am auzit, eu am citit pe internet, își face el singur, are buget 300 de euro pe lună și are venituri de 1500 de euro la finalul lunii. Deci câștigă mai bine decât mulți corporatiști din România prin AdWords. Adică ăsta e singurul lui canal. Bun, ăsta e fiind primul dintre lucruri. Deci cumva mizați pe faptul că aveți intenție de cumpărare. Și ca să vă și dau un giveaway așa, cât dintre voi îi prestați servicii pentru anumiți clienți de aici? Ok? Și restul aveți propriul business, e cineva aici care face, își face propriul, în nume propriu, SEO sau PPC, da? Pentru propria afacere, pentru ceilalți. Ok. Deci mizați pe faptul că există intenție de cumpărare și că ăsta este canalul, practic. Pentru că dacă ai nevoie să-ți faci reclamă, înseamnă că ai un produs care nu se poate propaga. Și atunci acel produs are o problemă. Dacă vă duceți pe canale din astea alternative, după mine acolo se pierd destul de mulți bani. Și sunt doar pentru zona asta de creștere a reputației brand. Al doilea lucru, am descoperit eu o chestie la un moment dat, pe vremea când puteai să vezi mai mult decât not provided în Google Analytics. Că există o chestie pe care nu se ocupă oamenii, respectiv Search Penetration Index. Și îl puteți face chiar și acum, doar că nu mai puteți face pe fiecare cuvânt cheie. Respectiv să vedeți pe zona asta de search, din volumul total de căutări pe o anumită categorie sau pentru un anumit client al vostru, puteți să vedeți cât este de mare penetrarea lui, respectiv câte căutări sunt, câte vizite are, din, să zicem că sunt vizite plătite atâta, sunt vizite din trafic organic atâta și mai sunt alte vizite pe care nu le prinde acest client. Și în felul ăsta puteți să vedeți care este această metrică. Eu am inventat-o că mie mi-era utilă ca să văd cum stau față de concurență și prin metrica asta, practic, vedeți cum stați on the long run. Dacă scădeți, dacă urcați și cât de bine sunt răsplătite eforturile voastre. Întotdeauna benchmark-ul fiind tool-uri tot de la Google, respectiv Trends sau Keyword Tool, poate. Bun, deci ideea este că prin SPI-ul ăsta îl puteți vedea, să zice că e de la 12, 18, crește, scade, vedeți cum stați față de totalul căutărilor pe anumite categorii pe care vreți să le... Nu știu cum ați venit aici de la 1 la 10, de la 2 la 10, dar... Practic am dormit 2 ore azi noapte, așa că nu vă luați de mine, da? Purchase intention, asta, altă chestie este că în momentul în care măsură rata de conversie pe search, capcana majoră este să zici, bă, ai 2%, ce mai ai 9% care nu convertesc. E destul de tricky chestia asta, pentru că, de fapt, ai un bounce rate, ăia n-ar cumpăra, oricum au intrat, au plecat, la revedere, nu cred că au intenții de cumpărare, iar din cei care nu fac bounce, mai sunt oameni care nu au intenție de cumpărare efectiv, fiindcă au venit să se plimbe, au venit să vadă tot felul de informații, deci nu au venit să cumpere sau să facă o anumită acțiune, dacă nu vorbim de comerț electronic. Nu aveau intenția de a converti, dacă vorbim de business to business pentru generarea de lead-uri. Și atunci, în momentul în care voi măsurați purchase intention, e bine să vedeți că rata de conversie cel mai sănătos este să o vezi din totalul de oameni care ar cumpăra oricum. Că dacă nu știi, nu ai acest benchmark, o să faci tot felul de supoziții, dar tu niciodată nu o să știi care e distanța dintre convertibil și non-convertibil. Și neștiind această diferență, o să vezi, bă, da, am o rată de conversie de 2 bani. Dar, de fapt, în spate, poate tu aduci un trafic pe anumite canale de non-convertibili din ăștia care fac bounce sau care nu au intenție de cumpărare și atunci degeaba te zbați. Și eu am inventat o chestie, respectiv partea de survey-uri, prin care să analizezi intenția de a face o anumită acțiune. Respecti pe comerț electronic de a face o achiziție. Și aflând care e intenția de cumpărare, poți odată să vezi dacă acele canale sau acele keyword-uri, poți să mergi până la nivel de keyword, vrei să lansezi un survey doar pentru cei care au intrat de pe keyword-ul cu tare, sau de pe AdID-ul cu tare, sau de pe orice fel de metrică pe care noi avem în spate ca și variabilă în jucăria asta noastră. Și atunci afli intenția de cumpărare și poți să continui. Dacă nu, facem destul de enorm. Ideea este să narrow down. De subsegmente, probabil că știți, ideea este că ele pot fi interpolate. Sunt 4 direcții prin care interpolăm segmentele. Așa se face la momentul ăsta. În funcție de rezultate, în funcție de demografice, în funcție de comportament și de sursa de trafic.
Și mixându-le între ele, putem să vedem, după legea lui Pareto, care este mijlocul țintei noastre. Unde tragem noi? Deci care este main core-ul? Da? Pentru că avem heavy buyers care poate vinde pe anumite cuvinte cheie sau care poate vinde pe anumite surse de trafic, de pe anumite rețele, de pe anumite campanii, de pe anumite grupuri de ad-uri. Și noi putem să segmentăm chestia asta și subsegmentând putem să vedem, bă, noi de aici ne luăm de fapt banii. Pentru că relaționăm veniturile la final. Acum pentru cei care fac comerț electronic, pentru ceilalți treaba lor. Adică poți să faci subsegmente și acolo ca să vezi numărul de lead-uri pe care le generezi de pe anumite subsegmente. Asta este o chestie mai mult de data mining și de analiză, însă dacă vreți performanță, este de dorit să faceți, să intrați puțin și în zona asta de analitic, să nu lăsați lucrurile doar. Am generat trafic, ai atâta rată de conversie, oraș la gar. Rata asta de conversie e, de fapt, compusă din rata de conversie a mai multor subsegmente. Întrebări până aici? Se scrie, e ok. Bun. Ideea este că aici am sintetizat ce putem să obținem pe baza segmentării astea mai avansate. Putem odată să identificăm anomalii, că uite-mă ăștia din eu, ce am observat, subsegmentăm, am observat că am o versiune de Chrome pe baza pe care nu converteam neam. Și m-am uitat acolo și aveam 18.000 de vizite cu rată de conversie 0, what the heck. Și uitându-mă și acolo, am văzut că nu mergea un JavaScript din ăsta nenorocit și că asta este, am pierdut și eu vreo lună jumate de când apăruse noua versiune de Chrome pe care și-o instalaseră toți. Și în felul ăsta vezi anomalii și vezi pe unde scapă lucrurile. Sau pe anumite grupuri poți să vezi ce se întâmplă, la fel. Plus de asta, pe baza subsegmentării, în momentul în care ai creat anumite segmente și știi că, uite, ăsta e un grup interesant pentru mine, toți ardeleni, care funcționează diferit. Eu vă zic din ce am făcut noi până acum research, deci avem trei țări într-un, clar. Deci sunt moldovenii, sunt ăștia din sud și după aia mai sunt cei din zona Transilvania. Deci, coltul ești mai diferit. Care convertezi mai mult de curiozitate? Depinde de serviciu. Nu. Okay, so dacă ai online, cei mai tari sunt clar ăștia din zona București, care, mă rog, altă poveste cu ei. Dar, în principiu, call to action-uri, culori, stil de design diferit, landing page-uri diferite. Uite, asta pentru Moldova, asta pentru Ardeal. Pe bune! Chiar încercați și o să vedeți diferențele, pentru că oamenii percutează, uiți-vă la stilul ardelean, da? Da! Adică ce e cu viteza asta? Ce e cu aici 100 de chestii? Layout-uri din astea largi, frumos, headline, moare, se vadă omul care este claim-ul și după aia. Pe când în zona asta altă merg astea mai aglomerate. Să vezi cei trei pași dintr-un singur ecran. Testați! Ideea este că ce am învățat eu, dacă am învățat un lucru major, testați și veți afla. Bun. Un alt lucru este că poți face survey. Ideea este să nu-ți lași site-ul așa, pe mâna oricărui fel de layout, sau oricărui fel de landing page, sau oricărui fel de headline pe care l-a gândit un nen. Acum intru în zona asta de performance a website-ului respectiv și mă adresez mai degrabă celor care își fac și în nume propriu, dar și voi, în momentul în care voi ca și profesioniști din zona asta de SEO PPC, e bine să faceți, să aduceți plus valoare, adică un client clar ar aprecia și am apreciat, am renunțat prin 2009 să ne facem AdWords noi de NOC și am lucrat. Și în momentul în care am văzut un clar salt de performanță, în momentul în care am lucrat cu un specialist și în momentul în care el mai venea și cu idei din astea de genul, uite, hai să facem așa și așa, clar a creat cu mine un bond. Deci cumva relația vinde, puteți să fiți voi super mega profesioniști, cifre și nu știu ce. Dacă prin relație voi mai adăugați ceva pe lângă faptul care nu știu ce cost pe conversie, ca și giveaway, încercați să aduceți mai mult. Asta este. Și românii în speță sunt foarte demanding. În afară ne vindem, scula asta, adresabilitatea este mai degrabă pe piața externă și în speță Statele Unite. Acolo oamenii au externalizat orice fel de chestie. Au multe, multe agenții cu care lucrează, dacă nu lucrează cu una care face de toate. Și nu-ți cer mai mult, adică nu te deranjează să te întrebe pe tine
cum să faci achiziție de trafic. Că tu faci conversie, treaba ta, uraș la gara. Adică ăsta se ocupă de asta, sunt super specializați. La noi clienții sunt foarte demanding și ar vrea să le dai mai multe lucruri. Fiindcă nu au knowledge, nu avem educația asta, e oricum one man show el și de-aia vrea și tu ca, și ca tine, tu să fii tot one man show pentru el. Adică hai, acoperăm și problemele astea. Dacă puteți să-i le acoperiți un pic, foarte bine, ca să-i faceți niște... să-l ajutați un pic. Surveyurile se pot face odată pe vizitatori, cât și pe cei care fac anumite acțiuni, încheie o conversie. Intenția asta de a converti se poate valida, ne poate valida și politica noastră de achiziție de trafic, respectiv dacă e target foarte tare, poate are aceeași rată de conversie, de exemplu. Are identic, 1% pe target, 1% pe bursa de reclamă, 1% pe nu știu care, GDN. Și ai zice că sunt ok toate și poți să mai bagi acolo cărbuni. Dar dacă ai mutat bugetul, ca idee, jumate din buget, pentru că tu aplică intenția de cumpărare pe target mai mare, dacă ai mutat niște buget de acolo, de la bursa de reclamă și ai dat lui target, ar putea să ai pe termen lung mai, rezultate mai bune, fiindcă există o chestie care se numește days to transaction, pe care o putem vedea în analytics. Și pe baza ei putem să luăm decizii, fiindcă dacă ai intenție de cumpărare, poate nu cumperi mâine sau poimâine. Și în funcție de acest parametru care e foarte important, putem să luăm decizii de a muta bugetul pentru cei care fac campanii cât de cât integrate. Bun, ce se poate urmări prin lunar, prin survey? Visitor Satisfaction Index, care e foarte important. Customer sau Lead Satisfaction Index, asta le vedem imediat. Deci când se încheie procesul, întrebăm cât ești de mulțumit de la 1 la 10. Purchase Intention, care după mine eu sunt fan, e super importantă, fiindcă ți ajustezi repede bugetul și nu mai arzi bani. Eu sunt orientat pe buget cât mai mic, return cât mai mare. Și orice antreprenor ar trebui să fie orientat la fel. Și voi ar trebui să fiți la fel de bine orientați către zona asta de performanță. Și ultima este vedeta anului, Net Promoter Score, pe care care înseamnă exact ce face Booking.com. Nu știu, mi se pare că vorbesc așa singur. De stați așa de... Deci nu nimic, niciun sunet. Am doar pe mine așa. Ne rămurești foarte bine, doamna, eu îmi pui foarte bine ceea ce facem. Ok. Toată mea vezi că fiecare știe cu caietelul, scrie, bătează. Ok. Deci Net Promoter Score, ăsta este vedeta actuală. În afară au fost intervievați niște CEO-s ăștia din Fortune 500 și au fost întrebați, măi, dacă ar fi să sintetizez care e KPI-ul, Key Performance Indicator, metrica cea mai tare pe care tu o notezi și care pentru tine îți dă direcția a business-ului. Și au zis că NPS ăsta este. De ce? Fiindcă îți arată vânzările viitoare. Ce șanse ai tu să te recomande actualii clienți, da? Către ceilalți prieteni, cunoștințe. Da? Că oricum, puterea cea mai mare este prin word of mouth. Da, ești conștient că la noi câțiva... La România, așa, primul scop e gata, facem profit în prima, ce nu mai. Se întâmplă. Asta e un lucru oricum foarte bun, pe care, cred că marea parte dintre noi ne gândim la asta, dar primul spirit pe care îl avem este trebuie să ne recuperăm de la bun început. Investiția, da. Da, cam asta este problema de... Asta se întâmplă, nici nu avem cultura asta. De exemplu, în toate discuțiile pe care le-am avut cu majoritatea magazinelor de comerț electronic din România, n-am auzit pe unul să măsoare lifetime customer value. Niciunul. Unul nu am auzit și am vorbit cu majoritatea celor care contează. Și dacă nu măsori chestia asta, tu bagi acolo bani, bagi, și te gândești, doamne, trebuie să am conversie, nu știu cât, dar stai, că tu nu știi că acel client îți cumpără 5 ani de acum încolo, adică n-ai calculat, chiar dacă ai un business tânăr de 2-3 ani, nu știi cât îți cumpără de fapt nenea ăla, prin e-mail, prin reamintiri, prin upselling și tot așa. Și tu te uiți că ai dat pe click nu știu cât și că te-a costat conversia, 30 de lei și tu ai margine 25. Dar nu știi că el îți face 5 comenzi și la final tu câștigi 125 de lei și dai 30 și atunci, practic, mai bine mai bagi banii în AdWords, nu? Că merită, adică at the end, ăla este, așa trebuie să compar lucrurile. Bun, exemplele astea de survey-uri segmentate sunt foarte simple,
puteți să faceți A/B testing ca să luați rezultate, răspunsuri la server, puteți să folosiți pop-up, ribbon, nu știu ce, varianta 1, 2, 3, până când vedeți care este rata de răspuns. Eu vă sugerez să faceți serverile pentru cei care sunt calificați, ca să nu aveți acel bias legat de oamenii care doar se plimbă sau vreau specificații sau habar n-am, aterizase pe acolo. Și în momentul în care, după momentul ăsta al unei acțiuni importante, în momentul în care vor să iasă, pot să afli motivele pentru care ei au renunțat la a închide o tranzacție, de exemplu. De exemplu, de survey din ăsta, noi calculăm viteza de mișcare a mouse-ului și zona prin care îl trece și trigăruim la anumite acțiuni, poate fi trigăruit la ieșirea de pe pagină sau la alte acțiuni. A făcut, nu știu, a pus în coș un produs de 25.000 de euro. Am auzit că s-a cumpărat așa ceva. Să vezi de marketing după aia, că îl bombardezi cu reclamă. Nu aia pentru 25.000 de euro. Da. Bun. Uitați așa de la e-consultancy, un studiu din asta interesant. Ce te-a făcut să renunți la achiziție după ce ai adăugat produsul în coșul de cumpărături? Și ai zice că prețul e prea mare și că asta e problema. Dar, de fapt, 54% în 2013 au avut probleme tehnice, deci nu au putut acolo să închidă sau nu s-au prins sau whatever, ai avut o problemă de usability cu site-ul tot, deci 54% de-aia nu au cumpărat. Dar om n-are buton de submit. Asta așa. Deci mi se pare, deci n-are buton de submit. Cumpără, da. După ce am completat, atâta mi-am dat seama că n-are buton de submit. Da. De exemplu, na, ce am văzut și eu tot la fel în stadiul ăsta era că trebuia să ajung în stadiul să mai optimizez pentru IE6. Adică să tăi, uite de după ce ala scriptul, după bune, acum da. Asta la rog, cred că butonul chiar se vede pe IE6. Da, probabil că se vede. Încă? Mai este un exemplu bun în zona asta Enel, nu știu dacă are cineva cont mai Enel. Da. Așa. My God, cel mai este cel mai bun exemplu de așa, nu. Nici nu-ți poți recupera parola, n-ai factura cu tine, dar da, o ai, dar îți mai trebuie și parola aia pe care unde mi-ai trimis-o. Nu, deci e absolut incredibil. Crezi că e întâmplător? Eu nu știu dacă e întâmplător, dar oricum, e un bun exemplu de așa. Ok, deci ca idee, analizând motivele astea de pe aici, putem să facem niște ajustări, să mărim rata de conversie. Eu sunt oricum obsedat de rata de conversie. Așa, zice nenea asta, apropo de testing, no amount of experimentation can ever prove me right, a single experiment can prove me wrong. A observat cineva ceva? Cei care au fost la semnul de Days, nu? A observat cineva ceva ciudat la ce? Ok. Câți au observat că îl cheamă pe ăsta Robert? Toți? Unii n-ați observat, nu? Aha. Am testat și eu, na. Câți? Deci câți la sută dintre mine? Câți au văzut că îl cheamă pe ăsta Robert în loc de Albert? No. Toți ați văzut? Unii n-ați văzut, nu? Că nu v-ați uitat. I-ați văzut fața, m-ați ascultat spre mine. Cam asta e cu testarea. Ideea este să testezi dacă ai nevoie de niște insight-uri. Bun. Conform e-consultancy, site-urile care au făcut A/B testing au crescut rata de conversie cu în medie 20%, ceea ce înseamnă pentru un site care vinde ceva, care are venituri cu 20% mai mari pe același trafic, deci pe aceleași costuri, da? Revenue în plus, cash in. Avem clienți acum care au câștigat din testarea pe care l-am făcut-o 30.000 de dolari în două săptămâni. Bum. Așa, doar că au testat niște prostii pe acolo. Dar majoritatea nu fac chestia asta. Bun, ce se poate testa? Noi avem un editor, de exemplu, what you see is what you get, un click stânga, dai, muți, învârți, pui alt text, alte imagini. Se pot testa headline-uri, culori, text, ordinea elementelor, geometrie, nu știu ce. Deci se pot e face. E nevoie de cunoștințe de HTML sau programare pentru a face așa ceva? Thank God, nu. Eu asta l-am făcut eu pentru mine, ca să scap de programator. Imaginează, nu vroiam nimic, doar să intru pe acolo. Nu știam cum să închid căsuțele alea care sunt așa, orizontale, practic. Cum se numesc alea? Trebuie să știți. Double boxuri, div-uri. Div-uri, da. Ok, ca idee prin testare, se poate și personaliza site-ul. Eu am făcut chestia asta și a mers foarte bine.
claim-ul meu era oficial 80% din clienți economisesc 300 de lei, landing page-ul meu se schimba în timp real în funcție de ad ID și continua claim-ul ăsta. Sau poți să faci conversații cu ei. Noi avem cele mai tari ghete, botine am văzut, că se vând acum botine, nu știam ce stă la botine. Avem cele mai tari botine galbene și noi, după care pe landing page, și sunt cele mai galbene din lume. Adică poți să faci conversații și nu mai ești așa plictisitor. Este o mască așa pentru noi, dacă plecăm de la un mesaj, să mergem cu el până la final, nu? Da. E un sau să nu divaghezi, știi? Adică sunt exemple de site-uri din mari de la noi, care și din afară, care au un claim și nu mai găsești pe nicăieri. Acea chestie care l-a făcut pe omul ăla să dea click, nu mai găsești nicăieri. Sau caut, sau scrie pe undeva mai jos, sau below the fold, același lucru. Și atunci normal că ai bounce mare. Fiindcă omul ăla se așteaptă, dar dacă vezi că ai botine galbene, zici ceva de botinele alea galbene. Bun, se poate face și după keyword. Deci dacă am aici keyword-ul ăsta, mă rog, doar la AdWords mai merge, asta este. Dacă eu am un keyword, pot să spun aici despre keyword. Deci dacă eu am e-commerce conversion rate, atunci headline-ul meu se poate schimba accordingly. Și chestia asta se face foarte, foarte ușor. Adică nu, în 3-4 minute ai făcut chestia asta pentru un keyword. Da? Automatizare. Ca idee, beneficiile AB testing sunt că poți obține coerență între cuvinte cheie, ad-uri și site-ul tău, deci să ai o comunicare cursivă. Poți vedea ce merge și ce nu merge doar pe anumită audiență, 13, 50, 25% din trafic. Elimini discutere inutile din echipă, aici a fost foarte bine, n-a fost roșu, a fost albastru și i-am zis de la început. Costă foarte puțin, adică poate să fie gratis chestia asta. Și din aceste skill-uri de programare și de design. Când, așa, pentru... Când se oprește acest... Niciodată. Never. Din fericire pentru noi, că suntem SaaS, nu se oprește niciodată pentru că întotdeauna poți îmbunătăți chestii. Evident, după primele salturi, se văd așa, cam în 3-4 luni. Însă după aia tu ai tot felul de campanii, de promoții, de landing page-uri, de reșe, și tot timpul trebuie să optimizezi. Plus că nu ai cum să rămâi la fel. Adică o chestie dinamică. Însă ca idee, după primele 3-6 luni, iei pulpa, ca să zic așa, a rezultatelor. Deci după ce ai făcut primul salt din ăsta, primul val de optimizare. Însă după aia urmează personalizarea, după mine. Fiindcă eu am unit practic 3 tool-uri. Unul de customer voice și am vrut să văd de ce nu convertesc ăia și după aia să fac AB testing. Deci nu doar cu ce aveam în cap. Al doilea este partea asta de AB testing prin care schimb contentul site-ului în funcție de diverse lucruri și vezi care e versiunea cea mai tare. eBay, de exemplu, au 500.000 de versiuni de homepage pentru vizitatorii noi. Enormous. Și testează, au algoritm, artificial intelligence, oricum. Și al treilea tool este partea asta de interacțiune cu vizitatorii. Pentru că eu, de exemplu, aveam vizitatori care își făceau la mine, la RCA, cel mai important era om care are tir. Fiindcă ăla are 8.000 de lei RCA-ul. Și dacă îmi pleca ăla, plângeam după el. Și atunci, ca să nu mai plâng după el, îl bibileam ca pe un VIP. Înțelegi? Îi puneam acolo. Dar ce putem face pentru tine? Uite, am văzut că vrei să ieși. Sau vrei să pleci și abia vorba era aici, mai aveai un pic. Și tot felul de mesaje persuasive ca să-l convin să cumpere. Pentru că pentru mine era very important customer. Și atunci, în funcție de valoarea coșului sau de ce acțiune a făcut el, eu îi dădeam un mesaj ca să-l pot păstra. Chestia asta nu are cum se termine, fiindcă nu ține doar de conținutul user experience și tot așa. Ține de interacțiune, ca și cum ai avea niște vânzători în timp real care fac ce trebuie să facă ei ca să-l convingă pe nenea de acolo. Altă chestie este să faceți, nu știu dacă folosește cineva segmentarea asta, branding versus non-branding, fiindcă e foarte importantă și dacă nu o faceți, practic nu știți cum să-i abordați pe vizitatori. Știi, e valabil mai ales pentru jucătorii mici care dacă nu au această împărțire, mor din fașă. Adică ei oricum trăiesc doar din căutări generaliste și așa, trebuie să știe cum să-i primească pe... Nu vă mai povestesc vouă despre ce e vorba, non-branded, știe toată lumea ce e branded search, da? Da. Great, excelent. Cei care nu știu oricum o tăcut, asta e clar. Dacă era unul singur... Îți ridicăm mâna? Nu. Zic așa ca idee, nu știu. Dacă ar fi ridicat mâna.
Ideea este că între branded și non-branded există diferențe. Intenția de cumpărare mare, toate sunt mari, loialitate, familiaritate și intenția de cumpărare la branded search. Și la non-branded ai doar intenție de cumpărare medie, dacă vine pe un keyword din ăsta specializat, în rest, loialitate mică și familiaritate neam, nu mai știe de tine. Și atunci, pentru ăștia, ideea este să interacțiunile sau personalizarea site-ului să nu mai țină de am făcut, am dres, 17 ani pe piață, 800.000 de clienți, știe, nu trebuie să mai așa de... Dă-i înapoi cu slide-ul. Da. Avem o completare. Zi. În non-branded search, remarketing for search, așa, există o familiaritate. Așa, dacă e remarketing. Dar e tot non-branded. Da, corect, există. Chiar mai trebuie să mai faci un... Din ăla pentru remarketing search. Da. Nu, la realist, adică e o chestie foarte importantă și pentru... Așa și e. Și pentru marketizator, în sensul că dacă vine a doua oară pe site, realmente dacă vine... Ok, nu faci remarketing for search, nu-l aduci până apoi. Dar dacă tu știi că are la a doua vizită și e non-branded, atunci clar e o familiaritate. Deci da. Nu sunt complet de acord. Are oarecare. Nu sunt cu delocul, asta e ideea. Păi nu ești cu delocul la prima vizită. La prima vizită, da. Da. Deci la new visitors, da, care vin de pe non-branded search, nu au familiaritate, ceilalți au oarecare, da, știi? Adică după asta se creează în timp. Adică după mine, cheia, una dintre cheile performanței în online, ține de a crea o relație mișto cu vizitatorul. Deci să nu luați cifre, chestii, să ai o relație cu ei, să reușești exact ce face nenea de la colț, când te duci la el și zice, ce mai faceți, da, de când nu v-am mai văzut? Adică chestia asta de relație, dacă reușești să o creezi, funcționează foarte bine. Noi, de exemplu, facem acum, la finalul comenzii, în 2011, am filmat cu toată echipa, eram vreo 40 deja la vremea aia, niște filmulețe și ne-am personalizat cu numele lui. Am luat primele 10 nume de bărbați și 10 de femeie și am zis, Mihai, George, Ioana, îți mulțumim, la la la, și mai zicea noi o poveste acolo. Incredibil cum s-a propagat chestia asta, că dădeam la prieteni, uite mă ce au făcut ăștia în natura de RCA și mi-au făcut un film mie, Maria, dar nu știa că era într-o categorie de multe Marii. Însă ca idee, creând relații, oamenii au venit și am observat de fapt care este rata de reînnoire, că la noi contează reînnoirea poliței și data viitoare tot la noi. Și creezi relații, deci cumva e important să creezi relații. Ca exemplu așa de welcome screen, în loc să le dai versiunea ta de homepage standard unde ai 14 lucruri, băieții ăștia de la Naked Wines fac o chestie prin care devine simpatici, că ei finanțează producătorii de vin independenți, știi? Și după care te bagă în tot felul de spinning din asta. Ai voucher? Nu ai, nu știu. Adică fac cu tine conversație. Da, frate, ai venit prima oară la mine în magazin. Ce zic? Că cumpără pe asta? Sau zic, hello, nu știu ce, uite, facem chestia asta și creezi relația cu brandul tău. Pentru că de aici pornește conversia, cumva. Al șaptelea lucru pe care vreau să vi-l zic, asta coexistă călcâiul Ahile, nu știu, cine face pe... Din astea negative. Faceți, nu? Da. Clar. De exemplu, uite, la Emanuel nimeni care să spună ceva. De exemplu, Evo Max sau nu știu care să spună... Nu zici cât e, cât ar fi CPC-ul acolo dacă încerci să te lupți pe cuvântul ăsta. Păi da, dar tu nu se dă CPC-ul. Da, da. Bine, exact asta. Chiar am găsit că ai scris. Nu, pe negative sau nemulțumiri, păreri proaste. Sunt foarte multe căutări, fiindcă e mare, are multe căutări. Și atunci, dacă tu ești un adversar redutabil al lui, nu trebuie să dea click. Tu doar trebuie să spui acolo că oricum o să dea click aici, că vrea să vadă cea mai puțin și alții, de fapt, că omul are o problemă în ușă. Și tu poți să zici aici Evomag, nota 9,8 dată de cei 20.000 de clienți ai noștri. Adică tu poți să zici că ești alternativa lui EMAG, instantan meu, prin search. Și asta e o chestie foarte tare pe care am văzut că o folosesc foarte bine și americanii. De la ei nu e o problemă de a faci publicitate negativă. Și zici alternativ tu, habar n-am, Google. Bun, al 8-lea, 94% dintre compania, am văzut 2 ore, v-am zis da? De-aia citesc, să nu avem vorbe. Bun, deci ideea este că personalizarea este critică.
nici acum n-am schimbat eu nu-ți, în loc de A aici, critică succesul, de ne critica succesului curent și viitor, ce, cum putem personaliza unde avem, dacă știm chestii, de exemplu, noi pentru bărbați avem un din ăsta, s-a schimbat oricum, cred. Acum e din analytics. Exact, ai demographics. Corect, uite, foarte tare. Bun, deci ai interesul și arăți, ai demograficele și poți să arăți în funcție de asta. Mai poți personaliza în funcție de oră. La Winter merge foarte bine asta în funcție de vreme. Noi avem un API cu weather, nu știu cum, com. Și în funcție de numărul de grade de afară, zicem, uite, ninge, fă chestia asta. Sau ne legăm puțin de vreme și de context. Trebuie să mă grăbesc? Da. Da? Ok. Păi mai am un pic, două minute. Personalizarea se poate face în funcție de o grămadă de chestii, de nume, de exemplu, hei, știm că este Ion, că noi avem datele lui, ni se face un push către scriptul nostru și știm că îl cheamă George și l-am mai cumpărat de la noi și e Sfântul Gheorghe. Zicem, hei, la mulți ani, uite, fii atent că îți dăm chestia asta sau felicitări. Alt lucru este partea asta de microconversie care e foarte neglijată. Noi avem niște mecanisme din asta la ieșirea de pe pagină prin care putem să-i agățăm mail-ul, băgăm într-o zonă din asta de e-mailing automat și facem. La 3 ore după ce, la 2 ore maxim de regulă merge, coșurile abandonate merg foarte bine. Iei e-mail-ul, că se câștige nu știu ce, știi că a pus în coș nu știu ce produs și face automat un e-mail. Hei, ți-ai uitat asta în coșul de cumpărături? Iar, în doua zi poți să-i spui vrei să cumperi chestiile astea? Uite, am un voucher că facem aici, este prima oară. Altă chestie care merge foarte bine și pentru site-urile voastre este să dați valoarea adăugată, deci să nu încercați să le vindeți din prima. La noi merge foarte bine chestia asta, am făcut un quiz pe baza cărora aveți cât de bine optimizat este un magazin de comerț electronic, în 5 minute e un raport cu o grămadă de itemuri. Și puteți să le dați valoarea adăugată pentru a le lua noi. Și ultimul, și cu asta închei ca să nu mă dați afară, time lag and flat lag de care v-am povestit, respectiv în funcție de ce știi tu despre oamenii respectivi, să acționezi. Deci tu știi că durează în medie, nu știu cât, 3 zile, până când fac majoritatea achiziția. Și atunci tu când începi cu remarketing-ul și cu vouchere de nu știu ce fel în care le dai și pierea de pe tine? După 4 zile și tot așa. Bun. Deci afli când să faci remarketing și cât merită să cheltuiești pe un vizitator. Și în loc de încheiere, în site-ul tău arată ca o găleată găurită, fără o grămadă de chestii. Dacă nu știi motivele pentru care se cară, dacă nu știi cum faci A/B testing, whatever, v-ați prins. E foarte tare, încercați. Dacă vreți să încercați, eu o să vă dau un voucher la final, doar încereți. Vă dau un cont de $99 pe care îl țineți 3 luni, că e decembrie, acum. Și vă mulțumesc frumos! Gata. Dacă văd dacă există și sigur că există? Salut! O completare repetând ce ai zis la personalizare, neapărat trebuie ținut cont de zona geografică, părerea mea, din experiența. Da, da. Landing page, mă refer. Adică dacă ești din Ardeal sau din zona de sud, trebuie să faci altfel personalizare. Da, evident. Așa. Și o curiozitate, pentru că n-am știut să-mi răspund, există niște site-uri la noi, probabil mai mult în zona de home deco, unde nu te lasă să intri dacă nu completezi datele. Așa. Sau share, sau... Merge să facem, noi avem niște... Nu. Întrebarea este cum funcționează site-urile astea sau respectiva funcție. Funcționează foarte bine. Adică poți atât coșul, fără să mai ai nevoie tu de autentificare ca să le personalizezi pentru cei care sunt autentificați, adică avem o jucărie prin care sărim peste pasul de autentificare pentru a o personaliza și pe de altă parte cel mai bine merge să faci testare pe pop-up-ul ăla, intro-ul ăla prin care tu vinzi serviciile tale. Dar pop-up-ul, dacă nu-l poți închide, asta era întrebarea. Sunt site-uri unde poți închide. Alegi să închizi... Da. Dar sunt altele unde nu te lasă dacă nu te registrezi. Adică nu... Păi da, tu poți să faci testarea pe acel... în cadrul acelui pop-up. Am văzut că ai experiență la aceste site-uri care nu te lasă să intri. Ce cu ele? Deci mă întreb tu exact? Cu comportamentul utilizatorului. No. Fac o grămadă. Deci shopping club-urile sunt incredibil. Merg foarte, foarte bine. Și peste tot. Mersi cum. De ce? Ați întrebări dacă mai există în sală? Doamne, domnișoare.
Bună. Am o întrebare. Bună, Cecilia. Sunt vorba de surveyor. Cât la sută din oamenii care le văd răspund? Între 5 și 15%. Și dacă le dai o bomboană, răspund chiar mai mulți de atâta. Și dacă îi surprinzi dându-le 2%, 3%, și dacă le dai 3%, 27%, nu? Da, îți strică rezultatele. O să zic că ești atât de tare, bravo, 10. Da, dar surveyurile sunt făcute ca unde vorbim de toate persoanele, adică vorbesc cu... cred că vorbesc despre toate, nu? Nu există o diferențiere, adică să zic surveyurile să fie completate de oameni care au mai mult timp sau o anumită... cum se cheamă? Sunt abateri din astea statistice. Deja dacă tu ai multe rezultate, nu contează. Oricum sunt anumiți oameni care răspund în spețe și sunt unii care n-ar răspunde niciodată. Dar au relevanță statistică în funcție de cât de mare este traficul tău. De regulă, dacă ai, sunt site-uri la care avem 2000 de răspunsuri. Poate au răspuns 2000 de nebuni care de regulă răspund, dar ei au mare relevanță pentru site-ul ăla care are 300.000 de vizite. Așa este. Mai pot în primul prezentare. Salut, Valentin. Salut. Vreau să fac un mic adăugare legat de purchase intention. Te rog. Și faptul că un user care nu are purchase intention nu e neapărat, nu știu, n-ai ce face cu el sau... A, nu, e neapărat. Nu te interesează. Pentru că, să zicem, vine și caută niște informații pe salarii la tine. Și nu e interesat să cumpere, dar dacă află informațiile care are nevoie, s-ar putea chiar din... cineva care a făcut un nou brand search mai târziu să ajungă să facă brand search și din cineva care a venit doar pentru informații se transformă mai târziu într-un lead și... Creezi relație cu el, corect. Eu spuneam din perspectiva asta a măsurării rate de conversie, că tu vezi că eu 1% ai și vizitatori care se plimbă ca la mall și aia nu trebuie băgați în această analiză în momentul în care tu zici mă, am 1% și uite, 99% nu cumpără. De fapt, mai bounce rate 51%, mai sunt și plimbăreți, mai sunt și oameni care vor informații, mai sunt și oameni care au aterizat aiurea și mai sunt oamenii care sunt convertibili. Acolo vezi durata de conversie, la convertibili. Te poți uita și la Google Analytics la atribuirea pentru multicanal, să vezi exact drumul parcurs. Aia cu Last Interaction, cu Customer Journey, stavioanele, acolo faci Data Analytics. Da, e bine să te uiți, să vezi. Dacă mai avem alte întrebări, de Valentin. Felicitări! Sper că v-ați notat deja. Urmează acum o...